Pe timpul zilei, sunt Marinette. O fată obișnuită, cu o viață obișnuită. Dar e ceva legat de mine ce încă nu știe nimeni. Fica am un secret. Transmiterea. Alegerea coamilor. Marinette, o să întârzi foarte tare. Nu vreau să merg la școală, mamă. Nu mă simt prea bine. Deci? Are nevoie de puțin timp. De ce nu-i coci niște șucheți? Sigur i-ar plăcea. Nu poți sta în camera ta, pe vecie. Ce vei face dacă vine un ticălos acumatizat? Poți să dai miraculosul meu oricui vrei tu, Tiki. Nu poate fi la fel de rău ca și mine. Nimic nu merge pentru mine. Adrian nici măcar n-a început. Luca nu a mers. Motan Noir nici măcar nu a demarat ceva. Sunt atât de penibilă. Bineînțeles că nu. Ești o buburuză grozavă. Sunt doar o fată obișnuită. Cu o viață obișnuită. Dar e ceva legat de mine ce nu știe încă nimeni. Sunt penibilă! Exagerez, Marinette! Serios? Atunci cum se face că am pierdut miraculos și ce mi s-au dat doar din cauza iubirii? Iubirea cauzează doar probleme. Nu mă voi mai îndrăgosti nici când. Iubirea e slabă și nu pot să mă întristez, fiindcă aș putea fi acumatizată. E Alia, prietena ta cea mai bună. A fost o supereroină cândva, va ști cum să te înveselească. Dacă vorbesc cu ea, va prinde slăbiciunea mea. Lăsați un mesaj după bip, bip. Nu răspunde. Amintesc de vremurile bune, când Dupin Cheng trebuia să-mi ceară mie permisiunea să vină la școală. Alia, ai putea să-i duci tema aceasta lui Marinette? Da, domnișoară Bustie. Eu, nu pot, sunt ocupată, dar poate Adrian? Adrian, ai putea să-i duci tema aceasta lui Marinette, te rog? Da, bineînțeles. Sigur, Motan Noir e motivul pentru care Marinette se simte... Realizez că tu ești Motan Noir, nu? Da, dar Marinette nu. Ea habar nu are. Păi asta se întâmplă când supereroii flirtează. Săraca Marinette îl iubește pe Motan Noir și asta-i afrânt inima. Da, a fost groaznic din partea mea. Chiar a fost. Trebuie să fac orice pot să o înveselesc. Ascunde-te, Plag. A venit cineva să te vadă, scumpo? Spune-i Aliei că sunt contagioasă. Va lua slăbiciunea mea. Am luat-o de mult timp, Marinette. Deci sunt acoperit. Adrian? Ar trebui să fii la școală. La fel și tu, Marinette. Poți să intru? Bine. Se pare că nu te simți prea grozav. Te pot ajuta? Nimeni nu mă poate ajuta, fiindcă nimeni nu mă va cunoaște cu adevărat. Știi, nici pe mine nu mă cunoaște cu adevărat multă lume. Ce știe lumea despre mine e doar o imagine de reclamă. Dar noi doi putem fi diferiți. Dacă ai vrea, noi chiar am putea să ne cunoaștem cu adevărat. Nu, ei chiar nu pot să se cunoască. Ce vrea să facă? Nu pot lăsa pe nimeni să mă iubească. Nu o voi face nici când, chiar dacă e drăguț, dulce și generos și chipeș și curajos, chiar dacă ești tu. Sunt sigur că aș înțelege dacă mi-ai explica lucrurile. Trebuie să intervenim. Nu putem, ei nu pot afla că sunt Buburuza și Motan Noir. Nimeni nu poate înțelege prin ce trec. Marinette, poți să-mi povestești orice. Înainte de toate, voi fi mereu prietenul tău. Și eu, înainte de toate, eu voi fi mereu. Eu voi fi mereu. Voi fi mereu un eșec, trăind în minciună, nereușind ceea ce trebuie să fac. Mie nu-mi pasă, Marinette. Te iubesc exact așa cum ești. Eu nu te iubesc. Am avut sentimente pentru tine, Adrian, dar nu le mai am. E mai bine așa. Lăsați un mesaj după bip. Bip.
Înainte, Zoe? Înainte? De ce? Înainte, când Marinette era un dezastru. Dar Alia i-a trimis reparatorul perfect. Adrian! O repară chiar acum. Wow! Și când se vor întoarce la școală, vor fi în sfârșit un cuplu. Un plan perfect. Dar voi nu știți nimic sigur. Crede-mă, acum se va întâmpla. Frumoase mișcări! Haide, petrece cu noi. Simt că noi doi am ratat ceva, nu crezi? Poate. Crezi că vom avea o nouă șansă într-o zi? Nu. Știi, Adrian, uneori când vrei să maturezi o brânză în mod potrivit... Nu acum plec. Îmi pare rău. Disperarea unui băiat care a descoperit iubirea, doar ca să afle că deja a pierdut-o. Adrian. Jos aripile negre. Psst. Zahărel, faptul că trebuie să-i forțăm să aleagă între iubire și misiunea lor e groaznic. Poate maestru fu a greșit alegându-i pe ei. Nu, sunt făcuți unul pentru altul. Iubirea e ceea ce le dă putere. Dar imposibilitatea acelei iubiri îi distruge. Și eu știu câte ceva despre distrugere. Ce putem face? Trebuie să eliberăm de acea alegere imposibilă. Trebuie să eliberăm de noi. În sfârșit o să-și trăiască visul! Și nu trebuie să ne mai purtăm cu mânuși cu ei. Nu pot să cred că de mult le-a luat să-și spună unul altuia ce simt. 286 de zile de când a venit Adrian la școală. Adică 9 luni și 12 zile. Ha? Nu acum. Totuși, a vorbit cineva cu ei? Nici o știre? E o știre bună. Ah, bine. Alianța, sună-l pe Adrian. O să-i deranjez. Doar ca să se calmeze Zoe. Nu-i răspuns prietenului tău? Nu prea am chef să vorbesc. Se va îngrijora. Atunci liniștește-l tu pentru mine, te rog, Natalie. Alo? Hei! Bună, doamnă. Adrian e în regulă? S-a simțit un pic obosit, așa că a venit acasă. Se odihnește acum. Bine, mulțumesc, doamnă. Spuneți-i că îl salută prietenii. Bănuiesc că pețitul lui Marinette este un caz total pierdut. Fiul tău nu se simte bine. Da, știu. Nu profita de suferința lui. Nu sunt un monstru. Sunt aici ca să-l consolez. Sunt tatăl lui, nu-i așa? Îmi pare rău că nu sunt la școală. Nu sunt aici ca să te cert, Adrian. Știu ce înseamnă să ai inima frântă. Chiar dacă nu ești un mare fan al inelului Alianța, ca tată m-ar face să mă simt mai confortabil dacă ai purta unul. În felul ăsta mă poți contacta oricând și nu-l pierzi atât de ușor ca pe un telefon. Sunt și aplicații care să-ți aline durerea. Pe o scală de la 1 la 5, unde ți-ai poziționat suferința? Mulțumesc, tată. Alianța, te rog, închide aplicația. Marinette Dupin-Cheng, ai fost un purtător exemplar al miraculosului Buburuzei. Ai folosit mereu puterea creației pentru binele suprem. Adrian Agrest, ai fost un purtător exemplar al miraculosului Pisicii Negre. Ai folosit mereu puterea distrugerii pentru binele suprem. Aș vrea să pot spune același lucru despre mine. Sarcina realizată atât de bine de tine a devenit o povară distrugându-te. Misiunea ta s-a încheiat. Dar monarh! Cineva te va succeda. Nu va mai trebui să ascunzi nimic de cei pe care îi iubești. Poți fi în sfârșit tu însuți. Nu trebuie să faci asta, Tiki.
Asta înseamnă că în sfârșit poți fi îndrăgostită de Adrian. Asta înseamnă că îi poți spune lui Marinet de sentimentele tale siropoase. Ne vom mai revedea, nu, Tiki? Nu te voi uita niciodată, Marinet. Nu mă vei uita niciodată, Adrian. Tristețea lui Adrian e mai mare decât înainte. Acum că are o alianță, va deveni un ticălos mai puternic decât s-a văzut vreodată. Kalki, puterea ta e a mea! Voyage, Megakuma! Ce se întâmplă? Nu mai simt emoțiile sale negative! Nu mi-au acceptat înscrierea! Nora, nu trebuie să faci asta! Ce emoție negativă puternică! Să ne uităm mai îndeaproape! Atâta furie într-o singură persoană și are 5 alianțe pe degete? Bucurați-vă, dragi Kwame! 5 alianțe activează la fel de multe puteri miraculoase de transferat în același timp! Acest ticălos promite să fie excepțional! Am uitat să-ți dau tema. Știi, mai devreme eu nu am vorbit serios. Mă simțeam tristă, ți-am spus lucruri oribile, fiindcă voiam doar să fiu singură. Deci, când ai zis că m-ai iubit, nu era adevărat? Nu, bineînțeles că te... Ești în regulă? Nu, stai, pot să fac asta. Nu pot să fac asta! Ce e neregulă cu mine? Nu trebuie să-mi spui nimic dacă nu poți. Stai așa, am o idee. O să-ți spun niște întrebări. Ridică mâna dreaptă pentru da și mâna stângă pentru nu. Marinet! M-ai iubit vreodată? Tu ai spus și că nu mă mai iubești. Dacă asta nu e adevărat, asta înseamnă că... încă mă iubești? Nu, stai! Mereu confund stânga cu dreapta. Dacă mai ai nevoie de timp... mai mult timp cu mine? Mersi că mi-ai adus tema. Mă bucur mult că am făcut-o. Fia, Marinet și Adrian sunt posomorâți. Și sunt acasă. Trebuie să ne punem capul la contribuție și să facem un plan să le salvăm iubirea. Vreo idee? Bine, hai să recapitulăm ce știm. Simplu, Marinet e îndrăgostită de Adrian. Și Adrian e îndrăgostit de Marinet. Atunci care e problema? Adică nu poate fi mai simplu decât atât. Frate, nu răspunzi niciodată la telefon când am nevoie de sfatul tău. Nu am putut să răspund, sunt la școală. Da, bine, deci înțelegi, a trebuit să mă ocup de asta singură. Oh, nu, Nora, ți-am mai spus, trebuie să vorbești înainte să acționezi. Da, dar am vorbit, am zis chestii în fața fraților lui Cookie. Nora, nu să vorbești așa. Și cred că i-am provocat puțin pe rețelele sociale. Adică, zic, cred că l-am supărat pe Cookie. Oh, nu, Nora, nu poți face așa ceva. Mi-am găsit purtătorul, Black. La fel și eu. Oh, nu, el și Alia sunt îndrăgostiți, am avea aceleași probleme. De ce nu le cerem părerea înainte să ne facem planuri? Mi-am găsit purtătorul.
Alianța, te rog sună pe Marinet. Lăsați un mesaj după bip. Bip. Marinet, sunt Zoe. Știu cât de complicată poate fi dragostea. Voi fi în fața clădirii tale dacă vrei să vorbești. Psst. Alia, am nevoie de tine. Tiki, s-a întâmplat ceva cu Marinet? Nu, e în regulă. Mi-am luat miraculosul de la ea ca să-și trăiască povestea de dragoste cu Adrian. Oh, Tiki. Și ce o să faci acum? Trebuie să aleg un nou purtător. Oh. Și tu ai fost cândva un purtător de succes. Mă simt în siguranță cu tine. Știu că vei găsi puterea să-ți asumi responsabilitatea. Dar ce o să fac în legătură cu Nino? Cel mai bine ar fi să nu-i spui nimic. Eu nu știu dacă pot, Tiki. Nu-mi place să ascund lucruri de prietenul meu. Înțeleg. Dacă o fac, chiar crezi că Marinette va avea o șansă la povestea de dragoste cu Adrian? Dacă asta o va face pe prietena mea fericită, voi accepta. Bine, deci cred că mă duc. Sigur. Scuze. Cred că va trebui să mai aștepți până să te întorci acasă. Da, să așteptăm să se ocupe Buburuza de Ticălos. Buburuza și Motan Noir. Strivește tot! Carabela s-a întors. Dar Motan Noir nu e aici. Sunt sigur că totul va fi în regulă. Tu cine ești? Tu cine ești? Eu sunt Kiku! Să sărim peste prezentări deocamdată. De acord! De ce nu începem prin a-l calma pe Kiku? Strivește tot! Nicio problemă. De asta suntem două, să ne ajutăm una pe alta. Mersi! E imposibil! Are mai multe puteri miraculoase care merg în același timp. Teleportare, super pumn! Nu-l enerva pe Kiku! Și scutul protector! Trebuie să-și protejeze casca pentru că acolo se află demonul acum. De acord! Ia la felinei! E ca și cum ar fi invulnerabil! Se pare că e! Mulo, puterea ta e acum a mea! Transfer! Dragă Kiku, îți ofer puterea multiplicării ca bonus, dar în schimb trebuie să-mi aduci miraculoșii adversarilor tăi! Kiku e cel mai puternic! Multitudine! Ca să-i distrugem casca, trebuie să-i distrugem scutul. Dar cum el e invulnerabil, nu putem distruge scutul. Există o singură soluție. Îl facem să-și o dea singur jos. Talisman norocos! Se pare că vom cădea în picioare până la urmă. Exact. Iată planul. Oh, nu! Ești atât de înfricoșător, Kiku! Aha! E frică de Kiku! Fricoasă! Îți vine să crezi? Las-o să plece! Nu e potrivită pentru tine, Cookie! Nu Cookie! Eu Kiku! Da, sigur! Ești tu și cu mine acum! Adică eu și cu trei de tine! Kiku vrea lovească mama! Miraculosul tău, Buburuzo!
Jos scutul! S-a zis cu răutățile tale, Meg, acum? E timpul să te deposedăm! Te-am prins! Pa, pa, fluturaș! Frate, Cookie! Ai luat-o razna din nou! Ha? Hei, haide! N-am făcut nimic! Aha! Am făcut? Ai fost acumatizat și destul de nervos. A fost vina ei! M-a făcut de râs! A, da? Păi să fii respectuos când vorbești cu mine atunci! Poate trebuie să încercați să vă țineți în frâu emoțiile când comunicați. Scarabela miraculoasă! Scuze! E în regulă! Nu știu ce s-a întâmplat cu cealaltă boburuză și motan noir, dar acești noi eroi par chiar grozavi, nu crezi? Deci... e sigur acum? Da, calea este liberă. Oh, înseamnă că te poți duce acasă. Da, dar ne vedem mâine la școală? Ha? Da. Alertă prag depășit. Date peste capacitățile umane normale înregistrate la două alianțe. Uneori, schimbarea e bună. Au dublat actorii Valeria Stoian, Cristi Niculescu, Alexandra Costache, Alina Chinie, Jennifer Dumitrașcu, Ionuț Grama, Alina Teianu, Raul Stănulescu, Lucian Ionescu, Tamara Roman, Anca Iliese, Grațiela Ene. Regie Gino Calamar. Inginer de sunet Dan Bărăuță. Dublaj realizat în studiourile Ager Film.